Bogdan Olteanu, fost președinte al Camerei Deputaților și fost viceguvernator al BNR, a fost arestat preventiv pentru 16 zile. Decizia luată de Înalta Curte în dosarul în care Olteanu este acuzat de trafic de influență este definitivă. Bogdan Olteanu a fost arestat preventiv 16 zile în dosarul în care este acuzat de trafic de influență, după ce atât procurorii cât și fostul viceguvernator al BNR au contestat decizia magistraților de a-l plasa pe Olteanu în arest la domiciliu. Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au admis contestația procurorilor anticorupție, care au cerut instanței supreme să înlocuiască măsura arestului la domiciliu cu arestul preventiv în cazul lui Bogdan Olteanu. Totodată, magistrații instanței supreme au respins contestația la măsura arestului la domiciliu formulată de Olteanu, care spera să fie cercetat în libertate sau să rămână în continuare în arest la domiciliu. Fostul viceguvernator al BNR a fost audiat miercuri timp de 5 ore de procurorii anticorupție. La finalul audierilor, Olteanu a declarat că a pierdut deja ce avea de pierdut și nu îi rămâne decât să își dovedească nevinovăția. La DNA a ajuns și deputatul UDMR Corodi Otila, fost ministru al mediului în perioada în care s-a petrecut faptele, fiind citat ca martor în acest caz. Procurorii anticorupție îl acuză pe Olteanu că, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, acesta a primit de la Sorin Ovidiu Vântu suma de 1 milion de euro și sprijin electoral pentru a-și folosi influența pe lângă premierul de atunci, Călin Popescu Tăriceanu, în vederea numirii lui Liviu Mihaiu în funcția de guvernator al Deltei Dunării.